Salutare tuturor, sunt Andrei alături de Roni și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de întrebări și răspunsuri. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să uitați să apăsați și pe butonul de like dacă susțineți seria și dacă vreți episoade în continuare. Haideți să strângem și noi peste 300 de like-uri pentru acest episod din Q&A. Și înainte să începem, vreau să vă spun că s-ar putea iarăși ca în această seară la ora 22 să fim live, nu sunt sigur, dar să fiți și voi cu un ochi pe canal să vedeți dacă facem live sau nu. Da, bun, Roni, ai cuvântul. Sunt foarte multe întrebări, cel puțin comentarii erau foarte multe, am văzut vreo 170 și ceva de comentarii, deci wow. No, acum sper să fie și o întrebare pe comentariu, știi, să nu fie 50 de întrebări pe comentariu, că altfel stăm până apoi mine să terminăm episodul ăsta. Da, bun, Roni. Da, mă. Zici tu ceva aici, că nu mă crede lumea, că sunt alături de tine. Ceva aici, că nu se crede lumea, că ești alături de mine. Bravo. Te-ai gândit mult, nu? Foarte mult. Ai, mai e și somn și e 3 după amiază. La mine, la el e 1. Nu? 12 jumate și de-abia așa. M-am trezit la 11. Nu vezi. Da, mă, hai să ne uităm ce întrebări aici, beton, avem. Aoleu. Multe întrebări ciudate, ca de obicei. Hai să începem cu una așa cât de cât ciudățic. Yeah. Stoica Alexandru. Dacă vei muri, în ce animal ai vrea să fii? Și după aia zice, pardon, vreau să spun, dacă ai muri, în ce animal te-ai reîncarna? În ce animal aș reîncarna? În ceva care zboară. Pentru că vreau să zbor. Pentru că zice, dacă vei muri, în ce animal ai vrea să fii? Păi dacă mor că te-o mâncat un dinozaur, o să fii într-un dinozaur. Că te-o mâncat, știi? Ai înțeles? Doamne, ce glumă! Ești în burta din bă, nu știu, înseamnă ceva ce poate să zboară, un liac. Așa, îmi place întunericul și îmi place să și zbor, deci, da. Adică presupun că îmi place să zbor, nu știu, n-am experimentat. Tu știi că lilieci nu văd. Și, serios? Da, nu văd. A, da, sunt doar pe sunet ei. Ai ales greșit animalul. Și care-i problema dacă mă descurc, frate, care-i baiul? Nu? Trebuie să treci tu acolo, într-un avion. Într-un avion? Asta e că ăla nu e animal. Doamne, Roni. No, bun. Hai să trecem peste acest moment ciudat. Și să ne mai spună Roni întrebări. Eu aici la Detran mă descurc, deci chiar îmi place. Du-te, mă. No, păi. Nu ne minți. Diana Pârjol, ZZ, tu cu Sabina sunteți împreună? Dacă da, când v-ați cunoscut? Paranteză, zi-mi toată povestea, Roni, te rog, citește. Primul reply e sora lui, cât e de greu de înțeles. Nu, Sabina nu este sora mea. Și am zis într-un live stream, dude, chiar ne-a crezut cineva. Sabina e prietena mea și ne știm de vreo 5 ani, gen ne-am cunoscut la aceeași sală, știi, că facem în doi același sport, adică jiu-jitsu și ne băteam și da. Acolo ne-am văzut acum vreo 5 ani. Voi vă dați seama ce mamă cât de mic eram, bă, aveam 13 ani. Oh my god. Imposibil. Și am ieșit pe primul loc la Detran. Yay. Bighidiule. Iulia Bota, fii atent întrebare. Dacă tu ai 10 mere și râni 2 mere, cât e ceasul? Cum? Simplu, 10 și 2 mere. 2 și 10 mere, adică what the fuck, e întrebare. E ceasul 2? Ceasul 2? Dar chiar cum zici? Zi 1-2 legat, cum se citește? 1-2? Da. 1-2. Ca număr. 12. Nu, e 12. Da, mă, 12. Și nu se zice 12 mai, by the way, nu se zice 12 mai, se zice 12 mai. Ca să fie corect din punct de vedere gramatical. Nu de 12. Nu, 12. 12. Și toată lumea zice 12, da? Corect e 12. 12, nu știu, s-a propagat așa la noi în limbă, știi? Da, mă, simplu, e 12, 14 geam. Da, e 14 ianuarie. Da, mă, lasă-mă, hai să vă spun că mă nervez. Ok, Popa Bogdan. Zi, dacă ar fi să pleci într-o țară, care ar fi aceea? Paranteză, tu ești om bogat. Sunt om bogat? Aha. În Arabia Saudită. Mai rău de țară să pute. De ce? Te duci exact la oi mai încuiați. Taci, mă, că e mișto. Ești nebun? În primei și tu în UAE, în Dubai. Arabia Saudită e altceva, să aia care sunt chiar încuiați, care pur și simplu numai că dau petrol. Dar eu vreau să mă duc în Arabia Saudită, văd că care-i baiul, nu înțeleg, care-i baiul.
Se taie aia de prin cobernul. Și-mi iau banii, nu? Dar ei nu știu ce-ți facă cu banii ăia. Nu mă, dacă te prind, dacă nu poți să bei alcool, acolo nu poți să... Wow, sunt multe chestii. La salutit. Și trebuie să port aia în cap, nu? Nu, trebuie să port aia în cap. Nu? Nu e obligatoriu. Dar o să port, că să te bate soarele în cap, oricum ești bătut în cap. Dar tu trebuie să porți obligatoriu, nu? Aha, te-ai prins, fraiere. O, da. No, bun. Next, Sile 69. Andrei, o să-mi răspunzi la întrebarea asta. Nu. N-am de gând. Era un reply, sunt sigur că ți-a răspunde, da. A, uite, vezi că nu s-a adeverit. Ok, să vedem. Aolo, nu, sărim. Miruna Coman, care e emisiunea ta preferată și ce părere ai despre Iciunco? Să răspundă și Ron. Mă, da, că îți spun că nu mai la televizor și n-am nicio emisiune preferată, mai crede? Adică... Exact. Nu, și același lucru și pentru un... Nu prea ne uitam la televizor. Adică, cel puțin, eu n-am timp. Și la mine. Eu n-am timp absolut deloc să mă uit la TV. Eu, pur și simplu, școală, acasă, filmat, învățat, spălat, așa de seară, CSGO. Băgat în pat, culcat. Știi? Nu, nici măcar că nu mă bag în pat, mă uita la TV, că mă bag pe la 10:30, cel târziu 11 și o mă trez la 6, adică măcar 7 ore acolo de bun simț să dorm, știi? Deci chiar n-am timp. E program de la full. Nu așa oricum. Da, aștept. Hai să ne uităm așa. Când ziceam și mie, se răspunde și ironic. Bă, la fel nici nu mă uit la TV. Adică te uiți la TV când chiar n-ai absolut nimic de făcut. Când chiar pur și simplu 100% pierzi vreme. Adică, ce? Să uită la TV, mai ales când n-ai niciun control. Vreau să mă uit la un film sau la un serial. E peste internet, frate. Și chestia cu ce părere ai despre Iciunco? Iciunco. A, Iciunco. E YouTuber. E un YouTuber, am auzit de el, dar n-am nicio părere. Adică nu, nu e. Nu e pe lista mea de interese sau nu? Să n-am nicio tangență. De ce să nu dai o cu părere? Pe lista mea de interese? Nu, adică nu... What? Nu știu prea multe despre el, am auzit de el, dar nu m-am fost niciodată curios. A fost cel mai epic bug la Deathrun, am dat strafe și numai strafe, știi? Du-te mă, că nu știi juca și dai vina aia pe bug-uri. M-a dat în spate. Du-te mă, dă-mi place. Anticheat-ul m-a dat în spate. Da, să mă vrăjeala. Da. What the fuck, iar m-a blocat anticheat-ul în aer. Nu! Așa, okay. Ascult, că îmi dau nașpa dacă stai și taci două minute, nu zici nimic. Taci, că e o întrebare foarte mare și încercăm să văd spectator. În context dacă merită întrebată. King Sabin. Andrei, tu și Coleo mai sunteți certați? Dacă da, de ce? Paranteză, nu prea am înțeles de ce sunteți certați și dacă poți să ne explici mai amănunțit. Foarte interesant. Cea mai interesantă întrebare pe 2015. Dar stai, că asta e numai jumate din ea. Să-mi bag piciorul dacă asta e întrebare interesantă. De ce ți-au... Ți-ai închis canalul, n-am înțeles nici asta, ai muncit mult și cred că o să fie greu să ajungi din nou la numărul de sub. Ron e fericit acum că are mai mulți ca tine. Problema e că nu mai are mai mulți, ha! Ce zici, Ron, de chestia asta? Da, mă, zile mă așa are pe Ron încă pe scurt care-i treaba cu Leo, că poți niște cont și cearta mai mult există în spațiu public, adică în percepția. Ofticat, punct, treci la următoarea întrebare. Așa. De ce s-a închis canalul? Pentru că le-a ofticat. Punct. Treci încă o dată la următoarea întrebare. Andrei, ți-ai dorit să ai un frate? Nu mi-aș mai dori. Cred. Adică nu să ai acum un frate. Să fie avut. Adică nu, înțeles. Continuă. Da, mă. Sărim și peste asta. Da, da. Așa. Întrebare. Uite, mă, ce întrebări, mă. Întrebări de genul... Întrebare întrebativă. Ce faci? Păi de ce o citești? Dar pe a sărit peste 10 întrebări și asta era 11, adică cât dracu să scroviesc? Că de-aia am tăcut și de-aia acum un minut. Andrei, uite, întrebare cât de cât așa tricții. Mihai Pescaru, Andrei, unde crezi că vei ajunge după moarte? În pământ. În rai. În pământ. Unde aș putea ajunge? La școală. În burta unui vierme. Așa, încet. Sigur. Îți dai seama cât de mare trebuie să fie viermele respectiv? Așa, în multa, sigur, multor viermi. What the fuck? E foarte tristă perspectiva dacă anul nu așa, știi? Deci, da, da. Se gândesc că ajunge în rai și alții se gândesc. În burta unii vierme. Îi mâncă germi. Sună urât așa, te mănâncă viermi, ia.
Da. Ok. Zâzâ, de când ești prieten cu Roni? Răspunde la asta fără găsesc întrebări bune. Nu știu, 2 ani jumate, 3 ani, cât? Habar n-am. Aoleu, uite, Selena Todea. Andrei s-ar plăcea să ai un frate. Ai fost dată întrebarea, nu? Da, mă. Selena, adică, bă, fraților, pune-și fără întrebări așa mai de... Uite, așa întrebare. Alex Cilibiu, dacă ai putea avea un singur joc pe calculator, care ar fi acela? Și paranteză, fără Minecraft. A, deja știam răspunsul, știi? Fără Minecraft, un singur joc. Știu eu de... Dacă aș putea avea un joc, să mă asigur în primul rând că e multiplayer și că nu te plictisești pe el, pentru că dacă e single player și termin story-ul, s-a dus. Mă, dacă aș avea, cred că... Bă, nu știu, un singur joc care nu mă plictisești, te poți juca mult, eu cred că e CSGO. Sincer. Da, așa, și Assassin's Creed doar fi o chestie, că îl poți juca multiplayer, care chiar e fain, dar CSGO chiar nu te plictisești, știi? Eu cel puțin nu mă plictisesc. Că ai o grămadă de chestii ce să faci, să iei skin-uri, ai mai chestii de genul. Știi? Beton. Mă gândeam că o să zici CSGO, nu știu că te spui. CSGO era foarte mult și multe cuvinte să explici o chestie care o ziceam gen CSGO. Păi da, mă, dar trebuie să explic așa, să știe lumea modul în care gândesc, bă, frate, să fie așa. Dar să înțeleagă care e contextul, din ce perspectivă. Exact. E această decizie importantă. Că așa puteam să zic și Crysis, dar minus multiplayer, știi? Termin story-ul, e foarte tare și după ce fac? Stau și mă joc în Paint, cum făceam când eram mic, desenam un Paint așa degeaba. Da, mă. Chestii fără sens. Era entertaining, așa? Da. Și eu făceam chestia asta. Bun. The Chase Gamer Play. ZZ, ai fost, bară, ești la karate? Dacă da, ce centură ai avut? Să la jiu-jitsu. Și nu fac pentru centură, dar cred că am centura portocalie, dacă nu mă înșel. La jiu-jitsu, nu la karate. Că sunt diferențe de centuri, știi? Centura de la brâu. Doamne. Ce glumă, nu. Uite, altă întrebare cu de Sabina, că sunteți împreună. Bă, vreau să uitați-vă și voi dacă a mai fost întrebarea respectivă. Nu mai puneți și voi. Deja sunteți, nu știu câți care a spus aceleași întrebări. Să nu zic că am sărit mai devreme pe o întrebare de genul ce faci. Bine, păi ai zis deja. Uite, Dea Deuța. Zuzu, am două întrebări. Una, la ce facultate vrei să dai după ce termini liceu și de ce? Și dacă va fi mai greu, vei mai posta 3-4 clipuri pe zi. Da, normal că voi posta la fel. Și cred că o să mă duc la SP Cibernetică. Cred. I'm not sure though. Probabil. Adică, nu știu. Aleg și o chestie de viitor care chiar mă vor ajuta. Da, numai chestia că până atunci să adun destul gold ca să poți. Destul de mult ce? Să adun gold. Să adun gold? Dar știi la ce mă refer. Trebuie să fac multe trade-uri, să vând niște stone break și... Dacă trebuie să fii level nu știu cât ca să treci, este un portal acolo, când mergi dintr-o lume în alta, este un portal, îi zice bug, știi? Și... Trebuie să, fii level nu știu cât minim ca să te lasă să treci prin portalul ăla, nu așa era? Trebuie să fac armura bună ca să rezist mobilor din Nether. Da, da, acolo da, astea, bă, băiatule. Final boss, back. Cum ar arăta? Un fel de Ender Dragon, știi? Da, da, sus ar fi așa o bară cu health bar-ul la boss și se cheme Bacalaureat, așa cu doi de câști, știi? Bacalaureat. Bacalaureat. Și întrebarea a doua, cât de departe vrei să ajungi cu YouTube? Bă, departe, adică, nu 15, știu. 20 de metri. Asta mă gândeam și eu, dar vreau să zic așa într-un mod mai frumos. Sau că se pare un pic mai ok, mai intelectual. Da, tu ai zis din start, 15-20 de metri. Ca din pădure am venit. Exact. Da, bun. Următoarea întrebare de la Zedro. Ce părere ai de Roni? E un om sau un extraterestru? Nici una, nici alta. E... Nu știu. Nici până acum n-am aflat, oameni buni, ajutați-mă, vă rog. Scrieți acolo în comentarii ce e Roni. Ok. Așa. Iarina Maria. Andrei, ce nu-ți place la Roni? Roni, ce nu-ți place la Andrei? La Roni nu-mi place... E o întrebare cam urâtă, nu știu cum să-ți zic. E să scurăsc când gândești la vârsta asta ta. Nu-mi place freza lui Roni.
Da, mă, mi-mi place. Păi tu n-ai freză. N-ai păr, pardon, îmi cer scuze. Spune frizură. Freză. Freză e aia cu care tai, nu știu, frezezi, știi cum? Freza, da. Flexul, freza, știi? Vormașină. Ai gata, intelectualule. Mario Ripper, cum ai reușit să spui doar numele Zandrei și nu Zandrei Cutărescu? Pentru că scrie Zandrei Ceaușescu. Știi, Cutărescu așa mă zic. Pur și simplu, ți-ai pus Zandrei, nu? Zandrei Ceaușescu. Uite cât de fain arăta Zandrei Ceaușescu. Da, mă, bestial. What the fuck? Da, mă, uite cât de fain arăta Zandrei Ceaușescu. Ești nebun că să zici că n-arăta fain Zandrei Ceaușescu. Ar fi rupere. What the fuck? Nu știu ce, așa mi-a venit Zandrei și atât, nu trebuie să am numele... nu știu, 50 Shades of Grey. Mă, nume mai... Da. Nu trebuie să am nume de-astea. Se pare că e filmul ăla pe conștiința. 50 de umbre ale lui Grey. Mă, ce... Îți dai seama cât de paranoică e tipul ăsta, că... Nu știu. Știi? E paranoică destul de tare. Și, by the way, astăzi mă voi... De fapt, în momentul în care va apărea clipul, eu deja o fi văzut filmul. Și tu mergi să te uiți. Da, deși nu mi se pare cine știe ce. Nici but mie anyway. Ha? Nici mie și eu nu mă duc să-l văd. Mai degrabă m-aș duce să mă uit la Jupiter Ascending. Mai degrabă m-aș duce să mă uit la... La Mickey Mouse. Și prietenii. Mickey... Exact. What the fuck? Întrebare, Adrian 2000, ro. Întrebare, ce ai face dacă... Uite ce m-a încurcat omul ăsta. Mm. Ai văzut? Că no. Am zis întrebare. Și am început să citesc întrebarea, dar și l-a scris întrebare. Și a fost cea de genul, întrebare, Adrian 2000, ro, întrebare. Ce ai face dacă Sabina s-a mutat definitiv din țară și nu ar avea internet sau telefon? Nu s-ar muta definitiv din țară și de ce n-ar avea internet sau telefon? Asta e o presupunere așa, prin absurd grav, știi? Ce aș face? Bă, m-aș trezi dimineața, m-aș spăla, m-aș duce la școală, aș ajunge acasă, aș filma pentru YouTube, aș învăța, m-aș spăla iar de seară, m-aș culca. Și-o luăm de la capă, ce-aș putea să fac, nu? Asta e genul de întrebare, ce-ar face dacă mine ar ateriza un OZN pe bloc și ți-ar spune că porubei din hotă de fapt îți veveriți? E nonsens total. Nonsens, da, clar. Să știi Horia că... Diaconu. Care, ba nu, așa. Care a fost cel mai bun prieten al tău din copilărie? Și, Roni, ce faci în Irlanda? Stai să răspund la chestia asta. Roni, ce fac în Irlanda? Ba, filmez Q&A cu Andreea. Răspunde, Andrei. Ce? Vă vedeți ce om? Da, ce om asta, așa, nu știu. Rău, da, mă, ești rău. Răspunsuri așa de amar, așa-i? Da. Într-o... Așa numai. Poftim răspuns. Zi, măi, care a fost cel mai bun prieten al tău din copilărie? Nu știu. Nu știi? Chestia asta cu... Tu cum, ce părere ai de... Îți spun și o întrebare de Q&A. Chestia asta cu Cutărescu, cel mai bun prieten, genul ăsta de calificativ. Vezi că faci ceva cu microfonul, dai în microfon, lovești, nu știu ce naiba faci. E mai bine acum? Ok? Da. Beton. Zi, tu consideri că își are vreo logică titulatura de cel mai bun prieten? Nu. Întreb și atât, nu. Nu zic de ce. Nu, te întreb pentru că nu poți să zici că Cutărescu ăla e cel mai bun prieten și dai diplomă și insignă și e cu sorul. Și metalic. Înțelegi chestia asta, știi? Da. Cine e cel mai bun prieten la tău? Pentru că tot timpul ai așa cu 2, 3, 4 oameni care ți-s prieteni buni, dar nu poți să zici tu ești cel mai bun, tu ești. Cu exact. Ești mai mic, când ești mic pui preț pe chestia. Tu e best friends, știi? BFF. Bun, hai să găsim o întrebare mișto. 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 Extrem de mișto întrebarea de întrebare, ok. Adică întrebare bună, nu ca și alte cetățenii care au mai fost. Ia întrebări. Vei reîncepe seria de Omega? De mult zic că da, dar e mai complicat. Trebuie să... Am timp în primul rând. Trebuie să-mi iau un Cyberlink Power Director. Să pot randa în caz de orice. Și... În caz de orice? Dacă mai apare unul în curul gol, ce vrei să fac, Roni? Vrei să-mi se închide iar canalul? Dacă o sună în caz de orice, de parcă, deci no matter what. No matter what. Aterizează extraterestri în Paris, dar tu încă poți randa. No matter what. Nu știu, dar știi care e ideea? Că înainte filmam clipurile de Omegle seara și seara sunt tipii ăștia în curul gol, știi? Așa în mijlocul zilei nu prea găsești, sincer să fiu. Deci vedem, nu știu, vreau să mă reapuc, dar e mai complicat, v-am zis. E mult mai mult de muncă și momentan nu prea am timp.
ca să fac și să filmez și Minecraft și Q&A și Omegle și live-uri și să lucrez la Play, să fac survival games-ul și toate cele, știi? Dar bă, fraților, problema e cu Omega că mai că zice că de-abia să faci timp să filmezi, dar după aia necesită editare. La Omega, da, la Omega trebuie să și editezi. Mai mult timp de stat. Ok, și următoarea, care a fost primul tău telefon? Asta spune și eu. Și ce telefon ai în prezent? Mamă, primul meu telefon a fost un Nokia cu antenă. Vai. Aulă. Săbiuță? Ce, da mă, da. Deci ăla a fost primul meu telefon, frate. Deci cât m-am rugat de-ai mei să-mi dea telefonul ăla, dar pe la 6 ani, la 7 ani. Nu, 6 ani, 7 ani e târziu. Pe la 6 ani l-am luat primul meu telefon. 6 spre 7, știi? Deci, nu mai ții minte ce model era? Bă, nu mai ții minte. Nokia. What? Am murit de un Pinstone Lounge, serios. Oh my god. Și ce telefon ai în prezent? Un Samsung Galaxy Core. Samsung Galaxy Core. E bun. Ce uite, aici o chestie care nu e o întrebare, dar o citim. ZZ, faci 1000 like pe un live cu 6000 abonați și unii au 52.000 și fac 50.000 de like. Probabil. Brigada te susține. Oi! Ce joc am dat ăsta? Să știi că, bă, cam așa e. Adică, fără dumă, dar chiar așa e. Dacă PewDiePie ar vrea să filmeze cu tine, ce ai face? Aș începe să plâng. Serios? Ce aș putea să fac? Filmezi. Exact. Ce să mă duc să mă culc? Să mă duc la școală. Uite, întrebare mișto, că asta e, a fost pus acum o săptămână, gen, astăzi e sâmbătă, nu? Mhm. Deci, eu după masă, diseară, luam trenul către București. Și vin după aceea avionul, nu? Da, ceva gen. Așa, și întrebarea e fixă week ago, zice. ZZ, care crezi că va fi primul lucru pe care va face Ronnie în Irlanda? Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut în Irlanda? Hai să-mi amintesc. M-am dat jos din avion. Dacă e să mergem pe genul ăsta de tehnice. Asta pe scaun. Exact, genul ăsta de chestii pur tehnice. Deci exact ce am făcut. Am venit de la aeroport, am mâncat, stat la o poveste. La o bere. De groază măcar a fost povestea. Mă, am stat la o poveste cu... Nu citit tata din cartea de copii o poveste. Înțeleg. I understand that. Ok. Hansel și Gretel. Sunny, Andrei, ce părere ai despre comunitățile care fraudează alte comunități? Cred că am mai făcut un clip în care am vorbit despre asta. Din da, seria la o vorbă cu Zăză de pe vechiul canal, corect? Eu cred că toată lumea cunoaște punctul nostru de vedere exact. Vis-a-vis de chestia. Vis-a-vis de flood și vis-a-vis de reclame. Dacă unul de la noi din staff face reclamă și știm de el, adică noi nu tolerăm genul ăsta de comportamente purele și stupide și cretine, nu? Mai ales cum sunt alții din alte comunități, fac grupuri speciale pe Skype și pe toate cele. Care chiar se organizează, știi? Da, alte comunități organizează, mamă, astăzi la ora aia îi dăm lucutărică DDoS ca să-i pice serverul. Cum mă, frate, să fii comunitate, să te numești comunitate, să faci chestii de genul ăsta, adică mi se pare foarte oribil. What the fuck, Roni? Oh. La D-Trans sunt singurul care a ieșit pe locul 1. În sensul, sunt singurul care a ajuns în top. Gen, pe locul 1, primul meu, play, primul, statuia mea. Locul 2, no winner, locul 3, no winner, ce tare. Du-te, mă. Ești nebun, zăi mă cât repede am terminat. Tu ai ieșit pe locul 6. Nu, am ieșit pe primul loc, ce 6? Nu, ai ieșit pe locul 1, locul 2 și locul 3. 2 cu 3, 5 cu 6. Illuminati confirmed. Exact. Iată întrebarea de la Geostyle. Crezi că te vei însura înaintea lui Roni, deși el e mai mare cu 12 ani ca tine? Ești mai mare cu 12 ani? Da, uai de capul meu, Andrei. Mamă, păi ești mai mare cu 12 ani. În curând o să fii cu 11 ani, că fac și eu 19 ani, deci nu-i bai. Da. Bă, probabil, nu știu. Cine știe, poate întâlnești acolo Roni în Landa mâine o tipă și peste 5 luni mă anunță că voi fi naș, nu știu. Nuntă! Corect, nu, e imprevizibil, n-ai de unde să știi. Chiar n-ai de unde să știi chestii de genul. Zău, te apuci de serii cu alte jocuri în afară de Mian, Cret și Omegle? Omegle nu-i joc, în primul rând. Mi se părut ok întrebarea. Adică da, că probabil s-a referit că serie cu Minecraft și serie cu Omegle, știi?
Dar n-am pus bine în context. În fine, bă, nu știu, nu prea cred, pentru că dacă mie îmi place foarte mult Minecraft-ul și sunt taxat pe Minecraft, nu sunt cal și cum zic, mamă, numai Minecraft. Păi da, frate, uite, filmez Minecraft, mă joc Minecraft, am comunitate de Minecraft, am server de Minecraft, am tricouri cu Minecraft. Normal că îmi place Minecraft-ul, știi? Ar fi absurd să testezi numai clipuri cu... CS. CS. Gen, dacă mi-aș face comunitate de CS1.6, probabil aș filma cel mai mult CS. Și după aș filma așa random odată la o lună și pune un clip cu Minecraft, știi? No, pe asta e baza canalul meu pe Minecraft. Acum că vor apărea alte clipuri cu alte jocuri, da, probabil vor mai apărea, dar nu așa de des ca Minecraft-ul, în orice caz. Ok, la mine face acasă invazie de pescăruși. Poftim? Cred că sunt pescăruși. E plin de păs, nu știu dacă arunca cea mâncare. S-a bunat și atac, m-a speriat. E plin de ea. The fuck? Ok, vei face giveaway. Giveaway? Eu am tendința să citesc ad literam, dacă o greșesc, să citesc. Da. Giveaway cu un cod de MC când vei face 30.000 de abonați, please. Bă, eu cred că mai e, nu știu cum să zic. Până oricum, atunci. Fraților, giveaway, mai fost giveaway, da. Giveaway, la rul. Lovan. O mai fost giveaway, fraților, uitați-vă de la bandele pe care n-ai făcut la ora X sau la... X abonați de la dat. Da, știi care ideea cu giveaway-urile? Nu sunt foarte ok pentru că ți-aduc foarte mulți abonați inactivi, știi? Extrem de mulți abonați inactivi. Pentru că se înscriu doar pentru concurs, de dragul exact. Concurs. Și nimeni nu se uită la clipuri și e un minus, îți dai seama. Că ai mulți abonați și nu ți arată numărul real, știi? Degeaba ai 100.000 de abonați dacă ai 10.000 daily views și mai bine să ai 10.000 de abonați cu 10.000 daily views, știi? Mai degrabă faci ceva de genul, să zicem, uite la... Tu câți ai acum? Eu acum am 8.600 ceva gen. Ok, la 15.000 de abonați, pur și simplu facem un giveaway cu abonații existenți, sau știi ce zic? Adică, ca, hai să facem o tombolă, să dăm un premiu abonaților pe care i-am, nu concurs sau așa. Pentru că ai dreptate la chestia asta, atrage o grămadă de lume care sunt mulți, care n-au nicio treabă cu YouTube-ul sau cu canalul sau așa, departe de urmă ca să câștige ceva. Exact, așa e românul. Uite mă ce lag prost, doamne! Deci uite, strive right, stăteam așa, nu, astea-s bugate, grav de tot, să mor, what, nici acum nu mi-a dat jump-ul. Dar bun, altceva? Oh, întrebare interesantă, scurios și eu, Nicolas Onea, de ce nu mai joci League of Legends și ce nivel erai? De ce nu mai joc, am murit, sau n-am murit? De ce nu mai joc League of Legends? Pentru că m-am plictisit de joc, de-aia nu mai joc League of Legends. I-o luat câțiva ani, ce-i drept? Deci uitați-vă ce lag pot să am, e de la server, e... Nu mă pot mișca de pe loc. What? Nu, a mai trecut unul în fața mea, bineînțeles. Poate termin acum. Este. What the fuck. Ce level aveam? Aveam level 30, what the fuck. Level 30. Cam atât au majoritatea. Nu prea contează levelul, contează după divizia, știi, dacă joci ranked. Dar levelul, cred că mai toată lumea are 30, toți cei care joacă de ceva timp. Și nu trebuie să fii profesionist ca să ai level 30, trebuie doar să joci foarte mult, că îți dă puncte degeaba, știi? Puncte de XP, no. Mai ești, mă, acolo? Da, mă, mă uitam aici o întrebare. Mihai Lefter, vei bana vreodată hacker de pe serverul tău? Nu, frate, o să-i îndrum pe tot să intre cu hack. Ce-s cu întrebările astea lipsite de rațiune? Nu înțeleg. Nu, eu am abordat întrebarea asta ca să înțeleagă și lumea care gândește să întreabă chestii. Te explicăm, am explicat de 500 de mii de ori. Noi banăm și se banează. Facem, dăm wipe, să adună sute de banuri în primele zile, deci pentru hack și din ăla, deci tot, dar nu pot să, eu un mecanism continuu, se tot banează. Știi care e problema, mă? Pentru că ăia, mare majoritate care are cont premiu, bă, ăia sunt mai mulți care știu mecanicile jocului, că mereu, nu spune că tu găsești hacker pe Play, dar pe MCSG e clean, frate. Am găsit pe Mineplex, am găsit 5 hackeri într-un meci de The Bridges, îți vine este muș de păr. Dar n-ai ce face, peste tot sunt hacker simplu. Dacă îmi vin ăștia cu un om premium, care eventual joacă și Minecraft de 3 zile și dau de hacker, spamează în continuu, știi? Pentru că așa e românul, știi? Exact. Alții din alte țări, bă, știu, mamă, ăsta e hack. Bun, foarte tare, cu dat îl înregistrez, îi dau report și ia bani. Simplu, asta e gândirea, nu hacker, server nașpa, hacker, știi? Că toată lumea face MSG-ul de... Așa, pentru că sunt foarte mulți codați. Care-i vina serverului că sunt mulți codați? Pentru că dacă îl raportezi, și-a ban respectivul. Dar dacă tu ești un leneș care n-are ce face, ești un leneș notoriu care n-are ce face, what the fuck? Normal că ți-e lene să-l raportezi, tu nu vrei să vezi hacker, dar nu-i ajut să nu aibă hacker, știi? Dar cum ți-am zis, aveam eu un mesaj
pe Skype privat acum câteva zile. Roni, este nu știu care are chilea orașul, nu știu ce, sau nu știu ce dracu, a văzut pe Play. Și zic, ok, am un screenshot, păi nu. Bine, păi, frate, vii și te cânti la mine, îmi spui că te credem așa pe face? Ochi dulci sau cum? Era greu să apese F, what the fuck, știi? Exact. Adică, fraților, noi nu putem, adică dăm nu suntem, nu avem, nu avem perspectiva narrativă omniscientă și omniprezentă, totuși. Nu? Exact. Nu, bun, mai sunt întrebări? Hai că mai sunt. Da. Stai așa, dacă Roni ar fi mama ta și te-ar pune să mănânci noroi, ai face-o? Ce să mănânc? Noroi. Aolo, nu, de ce-ți face chestia asta? Ce dacă e mama și mă pune să mănânc noroi, what the fuck? E întrebare cam stupidă, sincer. Da, m-ai ascultat, m-ai ascultat de mine, mă, copilul meu? Nu. Bă, copilul meu. Mai ești urât. Te-ar pute, mene? Nu. Aolo. Oh. Ai spirat în cameră? Nu, fără Minecraft azi, nu? Închide, dă-i shutdown, oprește filmarea. La teme cu tine. Ok. Uite, mă, iar n-am mers 3, fumă, frate, bă, bă. Na, bun. Stai că s-ar peste multe întrebări care n-au niciun sens. Uite, de genul, dacă Ana are mere, câte mere are Ana și alte Dacă Ana are mere, câte mere are Ana? Da, dacă Ana are mere. Fac logic. Bă, cât e ceasul? Joi. Uite, întrebare la care să mai răspuns până mai tu. O să vrei să-ți facă cineva intro? Mai spune de dată. Nu, pentru că e o pierdere de timp. Bun, continuă. Andrei, ai auzit de God of War? Da, e pe PS... PSP, nu? L-am, cred. Am God of War pe PSP. Dacă mi-aduc eu bine aminte. Când mi-a luat PSP-ul, mă jucam God of War și mai aveam un joc. Mi le-au dat cum am cumpărat PSP-ul, știi? Mi-au dat două jocuri și unul dintre ele era God of War. Deci da, am auzit de el. Ce părere ai despre culoarea MOV? Foarte frumos. Culoare. Dacă este joi, ce zi este? Joi. Întrebare. Poți să te întreb ceva? Dacă da, de ce? Pentru că de ce nu? Deci tu observi ce întrebări sunt. Da, păi pune și tu întrebări interesante, că deja filmăm de 30 de minute, chiar 33 de minute și nu vreau să plictisim așa grav lumea. Adică știu că v-am plictisit, că în fiecare clip vă plictisesc, nu? Dar totuși, nici chiar așa. Da, uite. Nu? Să știu oamenii ce cadouri să-ți ia. Andrei, când este ziua ta? 13 mai. Se știe. 13 mai? Da, 13. Se știe. Se știe. Știi că era a fost vineri 13? Da, mă, știu. Este de acolo săptămână că urmează să fie vineri 13, vineri 13 februarie. Și nu s-a întâmplat nimic special, ce nașpa. Nu, eu azi dimineața am rezat, bă, stai, bă, ieri a fost vineri 13, știi? Da. Deci ieri, în timpul zilei, n-am fost conștient că e ziua, 13 mai, gen. Aola. Nu cred. No, bun. Bă, cam asta ar fi, pentru că dacă mai citesc în continuare o să-ți pun întrebări de genul ce culoare are apa. Serios. Ce culoare are apa? Dau din scroll de vreo 2-3 minute. Uite că te-am scris în privat la 13.0. La mine e 1 și 6. Uite, e 1 și 9. De 3 minute tot da scroll în jos. Prin întrebări. What the fuck. No, bun, vreodor, cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să puneți întrebări pentru episodul următor. Vă rog frumos o întrebare pe comentariu și o întrebare interesantă, nu ce culoare are pielea. Exact. Andrei, întrebare de final asta am găsit-o. Care e mapa ta preferată de pe CSGO? Nuke. Pe Nuke? Da, Nuke. Pentru că pe Nuke am jucat foarte mult cu Timu, gen știu mecanicile hărți în Nuke, mă înțelegi? Știu ce și cum pe Nuke acolo. Știu ce să fac în caz de orice. Dacă sunt în fiecare col sau hărți, știu unde să mă duc să fac diverse, știi? Știu tactici pe Nuke, în general. Da, dacă numai acolo am jucat cu Timu 5v5, vă dați seama, știm harta aia foarte bine. No, deci asta a fost, da? Bun, vă mai spun o dată, nu uitați să lăsați o întrebare pe comentariu, să fie o întrebare interesantă, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Eu am stat Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao! Ciao, les baules!